și invitați, stimate și stimați colegi, doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine ați venit la stațiunea de cercetare dezvoltare articole de la Secuieni, la această manifestare dedicată exclusiv plantelor medicinale și aromatice, manifestare pe care noi am intitulat-o sugestiv Sărbătoarea plantelor medicinale și aromatice. Sigur, pentru buna desfășurare a programului manifestării de astăzi, vă rog să-mi îngăduiți să invit membrii prezidiului, cei care vor urmări buna desfășurare a acțiunilor incluse în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Și aș vrea să-mi îngăduiți să-l invit în prezidiu pe domnul profesor universitar, doctor honoris causa Constantin Pasilică, membru de onoare al Gheorghe Ionescu Șișești București și reprezentantul Academiei de Științe Agricole și Silvice în Consiliul de Administrație al unității noastre. O invit în prezidiu pe partenera noastră în organizarea manifestării de astăzi, doamna doctor inginer Iulia Parcu, managerul Societății Farmacia Naturii, pe domnul profesor universitar, doctor Teodor Robu, prorectorul Universității Agricole și Medicină Veterinară din Iași și de asemenea alături de noi în prezidiu va face parte astăzi domnul director al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Neamț, domnul inginer Marcel Tămăce. Cel mai favorizat sunt eu, sunteți între două doamne. Întotdeauna, domnul profesor. Distinși invitați, stimate și stimați colegi, de ce ne-am propus o întâlnire astăzi pe tema plantelor medicinale și aromatice la stațiunea Secuieni? Pentru că în cadrul unității există o tradiție veche, o veche preocupare de peste 40 de ani în domeniul cercetării dezvoltării privind cultura plantelor medicinale și aromatice, timp în care pe acest grup de plante s-au obținut rezultate remarcabile constând în introducerea în cultură a peste 40 de specii de plante medicinale și aromatice, stabilirea factorilor tehnologici și elaborarea tehnologiilor de cultivare la speciile introduse în cultură, dar și îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare la speciile deja existente în cultură. S-au obținut rezultate remarcabile în producerea de sămânță din categorii biologice superioare, la speciile valoroase solicitate de piață și, nu în ultimul rând, în cadrul tematicii de plante medicinale și aromatice, am produs materii prime, constând în herba, în frunze, în flori și sămânță, materii prime pe care le-am folosit. Este foarte adevărat că în ultimii ani, tematica de cercetare în cadrul acestui obiectiv s-a diversificat foarte mult. În ultimii 5 ani se derulează atât în condiții de agricultură convențională, cât și în condiții de agricultură ecologică. Astăzi, la nivelul anului 2017, avem în studiu 58 de specii de plante medicinale și aromatice, sub diferite aspecte de cercetare. Colectivul care lucrează în cadrul acestui obiect
astăzi, compus din doi cercetători, din care unul cercetător științific, trei, în persoana doamnei doctor Oana Mârzan, este în sală și vă rog să o cunoașteți. Lucrează în cadrul acestui laborator de trei zile. Dar viitorul este propice pentru a obține rezultate. Cel de-al doilea cercetător științific, în persoana doamnei Iuliana Dobre, colectivul s-au așezat alături, sigur, un tehnician în persoana doamnei Corina Rotaru și un laborant, care și el este prezent aici, în persoana domnului Ionuț Ierenciu. Tot personalul laboratorului este prezent astăzi la această manifestare. Doresc să precizez că întâlnirea noastră de astăzi am organizat-o împreună cu Societatea Farmacia Naturii, societate manageriată de doamna doctor inginer Iulia Barbu, o veche și foarte bună colaboratoare și prietenă a unității noastre, cea care în ultimii 20 de ani, să spun, ne-a sprijinit foarte mult în implementarea și extensia rezultatelor obținute în activitatea de cercetare și, sigur, în valorificarea unor specii de plante medicinale și aromatice. Astăzi, la Secuieni, ne-am propus să subliniem importanța cunoașterii plantelor medicinale și aromatice. Ne-am propus să prezentăm condițiile climatice ale zonei în care ne desfășurăm activitatea și favorabilitatea acestora pentru cultura plantelor medicinale și aromatice. Ne-am propus să popularizăm rezultatele obținute în cadrul unui proiect de cercetare, dar și activitățile care urmează a fi derulate în cadrul acestui proiect, proiect care aparține planului sectorial, coordonat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiect care se derulează în intervalul 2015-2018, proiect care are ca și obiectiv general și obiective specifice introducerea în cultură a unor noi specii de plante medicinale și aromatice, elaborarea tehnologiilor de cultivare pentru speciile ce urmează a le introduce în cultură și, sigur, multiplicarea semințelor la unele specii existente deja în cultură. Ne-am propus să discutăm astăzi la Secuieni despre valorificarea plantelor medicinale și aromatice și, în special, despre importanța acestora privind sănătatea umană și creșterea vitalității organismului uman. Dragi invitați, dragi colegi, la Secuieni, în momentul de față, nu am fi dispus de rezultatele pe care le avem dacă în decursul timpului n-ar fi funcționat perfect unele parteneriate pe care le-am încheiat cu instituții de cercetare de profil din zona noastră, cum este Centrul de Cercetări Biologice Stejarul Beata Neamț, cum este Centrul de Cercetări pentru Cultura Plantelor Medicinale și Aromatice Planta Borel Beata Neamț. În cadrul acestui parteneriat am elaborat proiecte de cercetare, unele dintre ele au fost câștigătoare și le-am derulat. Extensia proiectelor am realizat-o, așa cum spuneam, prin societăți cum este Societatea Farmacia Naturii. În obținerea rezultatelor la Secuieni, ori de câte ori am avut nevoie,
Am primit sprijinul colegilor noștri de la Banca de Gene Suceava, care și astăzi sunt alături de noi. Colegi care trudesc neobosit la conservarea resurselor genetice, la menținerea și diversificarea resurselor genetice, atât de importante, în special în procesele de ameliorare. De aceea vă rog să-mi îngăduiți să le mulțumesc și cu această ocazie. Tot astăzi, la Secuie, va fi lansată și o carte în care sunt incluse rezultatele cercetării agricole privind introducerea în cultura unor specii de plante medicinale și aromatice, privind tehnologii de cultivare, privind modul de valorificare, dar mai ales privind importanța plantelor medicinale și aromatice asupra sănătății umane. Cartea, fiind cea de-a doua carte, elaborată de doamna doctor inginer Iulia Baru. Îmi doresc ca întâlnirea noastră de astăzi să-și atingă scopul. Îmi doresc ca ziua de astăzi să-și merite titlul, acela de Sărbătoarea Plantelor Medicinale și Aromatice. Îmi doresc ca ziua de astăzi să constituie un câștig profesional pentru noi toți. Și aș vrea să-mi îngăduiți să aduc mulțumirile mele și a colectivului de la Secuieni tuturor cadrelor didactice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, domnilor noștri profesori, care în programul destul de încărcat și-au găsit timpul pentru a fi astăzi alături de noi. Vă mulțumim! Dumneavoastră, dragi invitați, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ați făcut posibilă întâlnirea noastră de astăzi și vă propun să intrăm în programul manifestării de astăzi cu rugămintea adresată referenților de a ne încadra în timpul alocat fiecărei prezentări pentru ca împreună să putem respecta programul manifestării de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă propun să începem prezentarea lucrărilor de astăzi cu o incursiune privind importanța cunoașterii și cultivării plantelor medicinale și aromatice. Și cred că nu era altcineva mai nimerit să ne facă această prezentare ca doamna doctor biolog, cercetător științific, gradul 1 Elvira Ghile, directorul Centrului de Cercetări Biologice Stejarul Piatra Neamț. Dumnea ei studiază acest grup de plante medicinale și aromatice de peste 30 de ani sub aspect biochimic, fiziologic și farmacologic. Vă mulțumesc, doamnă Elvira Ghile, că ați acceptat să faceți parte din programul nostru de astăzi, că sunteți astăzi la Secuieni și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, mă simt onorată să fiu din nou la Secuieni, ca în toți anii, aproape, vreau să zic, vreo 40 de ani de când suntem colaborator, și m-am gândit că, într-adevăr, este extraordinar de frumos să faci o sărbătoare pentru campanie medicinală. Drept pentru care vreau să vă prezint câteva lucruri, în majoritate știute de dumneavoastră, despre plantele medicinale și eu sunt cea care prezint, dar așa cum vedeți pe ecran, eu un colectiv, colectivul format din colegii mei,
și colegii de la Cantalurel, cu care cântor de o viață. Și pentru că se cheamă importanța plantelor medicinale și aromatice, am să încep cu o legendă, o legendă a poporului român, despre lăcrămioară. Se spune că cea mai frumoasă fată a împăratului a fost furată de zmeu ca să o ia de soție. Și pentru că ea l-a refuzat, a încuiat-o într-o peșteră, i-a pus un ulcior dinainte și a spus: când vei umple ulciorul cu lacrimile tale, atunci am să-ți dau drum. Fata împăratului s-a apucat, a plâns, a plâns și într-una din zile a auzit o voce care striga: îmi este sete, îmi este sete, vreau apă. S-a întors și a văzut că rădăcina unui stejar cerea apă. I-a oferit lacrimile din ulcior și atunci stejarul s-a dezvoltat, i-au crescut rădăcinile, a sfârmat ușa peștei unde era încuiată. De-a lungul rădăcinilor, lacrimile s-au transformat în flori și lăcrămioarele sunt, de fapt, plantele care au niște principii active, care tratează bolile de inimă, numite în popor bol de inimă albastră, adică insuficiența cardiacă. Deci lăcrămioarele sunt în legenda poporului nostru de mii de ani. Drept pentru care am spus de ce plante medicinale și aromatice. Am zis că documentul cel mai interesant pentru noi este papirul Hebert, de la 1500 înaintele noastre, unde sunt date extraordinar de multe informații și mai ales gândindu-mă la colegii de la Secuieni, au cânepa, au vântumatul, au semințele de in și așa mai departe. Deci de atunci sunt cunoștințe despre plante medicinale. Plantele medicinale și aromatice conțin metabolii secundari care poartă denumirea de principii active, care scoase din plante și introduse în organism, termină anumită acțiune farmacoterapeutică. Sursa plantelor: floră spontană, cultură convențională, cultură ecologică. Beneficii: materie primă vegetală, utilizată atât în terapie, etnoterapie sau etnofarmacie, dar și de sub diferite forme, dar și pentru terapia care înseamnă sub formă de adjuvant, acele suplimente alimentare. Ele pot fi fitomedicamente atunci când au acțiune bine precizată, am dat exemplu tanacanului, și suplimentele alimentare despre care dumneavoastră știți foarte mult. Apoi am vorbit despre evaluarea bioproductivității și anume criteriile morfofiziologice. Cercetările în teren, floră spontană, cultivată, apoi selecția materialului vegetal ca să-l transferi în cultură și după ce avem toate aceste lucruri, începem analiza fitochimică, care înseamnă studiul principiilor la nivel de părți componente ale plantelor medicinale. Am pus radix, rizoma, folium, herb, fructus și alte părți, prin cromatografia cu strasubțire cantitativă și prin spectrofotometrie, cromatografia de lichid HPLC-ul și gaz cromatografia cuplată cu spectroscopie de masă. Mi-am propus să trecem în revistă proiectele pe care le-am avut împreună cu colegii de la Secuieni și cei de la Planta Vorel. Vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe, începând cu 2001, când s-au deschis programele naționale și până la ora actuală, foarte multe proiecte care au însemnat colaborare dumnealor pe cultură, tehnologie, iar noi pe analizele fitochimice. Aș începe cu dragul cefalul moldavic, a mătăciunei, care a fost în tradiția populară românească, dar a dispărut după un anumit număr de ani. După cum vedeți, avem acolo toți parametrii pe care mi-a dat stațiunea de la Secuieni, după care noi am trecut la analiza fitochimică. După cum vedeți, avem cromatografia cu ultrasubțire, avem cromatografia de lichide și avem compuși flavonoidici, polifenol carboxilici, triterpenele și fitosteroli,
un cuvânt, într-un cuvânt aș spune principiile antioxidante care au acțiune asupra diferitelor organe. O altă specie a fost Salvia officinalis, de pe vremea lui Dioscoride se spunea că cine are salvie în grădină nu trebuie să fie niciodată bolnav. Jaleșul acesta care a fost lucrat la secuien extraordinar de important cu epoș de semănat, deci cu toate lucrurile care influențează cantitatea de principii active și în mod special biomasa de care ai nevoie să procesezi mai departe. O specie pe care eu am îndrăgit-o și am iubit-o și am lucrat-o cu colegii de la secuien 9 ani de zile sub aspect genetic și aspect fitochimic a fost izolarea pe forme. Deci criteriul morfologic, culoarea florilor a însemnat pentru noi foarte mult. Le-am selectat flori albe, roșii, purpurii, pentru că în funcție de această culoare avem aici tot ce înseamnă analiza gaz-chromatografică cuplată cu spectroscopia de masă la aceste varietăți. După 8 ani de zile am ajuns la concluzia că plantele cu floare roșie, purpurie, care de obicei nu se găsesc în flora africană, au cantitatea cea mai mare de ulei volatil și mai ales fracțiunile volatile importante. O altă specie îndrăgită, tot pentru ulei volatil, este Hirsopus officinalis, acea subspecie care are un ulei volatil care, administrat organismului uman, nu determină apariția epilepsiei. E foarte important precizarea subspeciei. Aici aveți dumneavoastră tot ce ține de cultură de la secuien, deci dumnealor au făcut ameliorare, toate criteriile, iar noi am venit din nou în laborator și am analizat uleiul volatil prin gaz-chromatograf și am constatat că și în cazul acesta, tot florile roz au un ulei volatil în cantitate mai mare și componenții importante. Alte colaborări au fost nenumărate, multe specii, extraordinar de multe, dar aș mai opri în ultimii ani un proiect care a fost în colaborare și cu planta Borreliu și aș vrea să vă spun că îi mulțumesc oficial doamnei Corina, care a fost și este, cred că, un, eu spun corect, un cercetător extraordinar. Am lucrat cu domnia sa, ne-a interesat combaterea unor boli la plante medicinale și aromate cu extracte caracterizate, obținute la borel și apoi analizate fitochimic. Le-am aplicat pe mai multe specii, pe salvie, pe melisă și vedeți dumneavoastră ce a fost foarte important. Că am evaluat fitochimic post-tratamentul și am constatat că aplicarea tratamentului a însemnat o stare de sănătate mai bună a plantelor, dar totodată și mai multe lucruri pozitive. Am trecut despre suplimentele alimentare, că de fapt aici ajungem. Ce este un supliment? Am spus ce este, dumneavoastră știți, dar din nefericire vreau să vă spun că la noi în țară legislația este oarecum ambiguă. Și din nefericire, la conferința din Franța unde am participat, România nu este trecută pe nicio listă. Nu avem niciun for reprezentativ. Suntem niciunde. Adrus sufletul de asta e realitate. Nu avem un minister care să ne spună ce hectare cultivăm, ce specii, ce exportăm, nimic. Deci am venit de acolo cu așa un suflet negru pentru că ungurii sunt, cehii sunt, slovacii sunt, dar noi nu. De ce? N-aș putea să vă spun. Aici am spus cine notifică suplimentele alimentare de la Ministerul Sănătății, cele de sănătate publică și bioresursele, știți dumneavoastră mai bine. Ce înseamnă un supliment alimentar? Cum le-am clasificat botanice ca medicamente tradiționale pe bază de plante și botanice ca alimente considerate suplimente alimentare? V-am pus numai o parte din legislația europeană pe care noi românii suntem obligați să o aplicăm și legislația națională care ne obligă să funcționăm în anumit parametri. Ne obligă, dar realitatea e tristă, e cu totul alta. Apoi ce înseamnă comercializarea produselor botanice? Ce spune Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Și ce spune Agenția Europeană pentru Medicamente? EMA este carta de bază lângă Farmacopeea Europeană și, din nefericire, vreau să vă spun că am mai pierdut un lucru, datorită situației politice, Ungaria, România și Polonia au fost statele propuse de a prelua din Marea Britanie Agenția Europeană a Medicamentului. Gândiți-vă dumneavoastră ce extraordinar a fost pentru noi românii să dirijăm tot ce înseamnă plante medicinale în Europa. Dar s-a dus ca de obicei. A trecut pe lângă noi. Am spus apoi ce înseamnă piața suplimentelor alimentare. La nivel european, vreau să vă spun că piața este foarte mobilă, este plină de produse care au invadat piața europeană, în special China și India. Ce categorii de plante pot fi, vedeți dumneavoastră, vândute în Uniunea Europeană? Plante, din nefericire, noi suntem la prima grupă acolo, vedeți? Numai plante în ansamblu, vedeți? Vrac și așa mai departe. Apoi extracte, lichide, uleiuri, pulbere, tablete, capsule și fiole de băut. Acestea sunt lucrurile care sunt foarte importante și apoi, din partea cea mai cuprinzătoare și importantă, ca să pui pe piață un produs, trebuie să ai o activitate de notificare, ceea ce înseamnă că în România 1723 de produse au fost notificate prin acele dosare de notificare care au anumite caracteristici. Și la final sunt imaginile din culturile de la Secuieni, impresionante de fiecare dată, și noi am spus așa că pentru toți anii de colaborare fructuoasă, pe coordonatele respectului și profesionalismului, vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna doctor Elmira Ghide. Încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat să faceți parte din programul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru toată colaborarea și îmi doresc ca ea să fie la fel de fructoasă și pe viitor. Acum aș dori să vă întreb dacă la expunerea doamnei dr. Elmira Ghide sunt întrebări, sunt discuții, sunt comentarii. Dacă nu sunt, vă propun să cunoaștem și evoluția condițiilor climatice în care ne desfășurăm activitatea de cercetare-dezvoltare și favorabilitatea acestora pentru cultura plantelor medicinale și aromatice și o rog pe colega noastră, doamna doctor inginer, cercetător științific gradul 2, Cornelia Lupu, să reprezinte situația înregistrată la stația meteorologică a unității noastre. Vă rog, doamna. Stațiunea de cercetare agricolă Secuieni se află amplasată în sud-vestul județului Neamț, situată în vest, coordonat de 26 grade și 5 minute în latitudine estică, 46 grade și 5 minute în latitudine nordică. Climatul zonei este de tip temperat continental, caracterizat prin primăveri scurte, vreme ploase și ieri aspre. Perioada, anii din perioada 1962-2016 au fost grupați în grupe după abateri indicate de topor, astfel. Anul normal 39 de ani au fost, anul călduros 6 ani, anul mai călduros 2 ani și anul călduros 7 ani. În această perioadă, au fost considerați ani normal 72,22% de ani. Ani călduroși 11,11%, ani mai călduroși 3,71% și ani răcoroși 12,96%. În perioada 2011-2016, media anuală a temperaturilor lunare a fost de 9,9 grade Celsius,
cu 0,3 grade Celsius mai mult decât media anilor 2006-2011, care a fost 9,6, și cu 1,1 grade Celsius mai mult decât media multianuală, 8,8 grade Celsius. Apartele temperaturilor medii înregistrate la Secuieni au fost pe tot parcursul anului pozitive, peste media multianuală, cu valori mai mari, fiind în lunile iulie 1,5 grade Celsius, în luna august 1,6 grade Celsius și în luna septembrie 1,9 grade Celsius. Media temperaturilor maxime lunare a fost în perioada 2011-2016 de 15,7 grade Celsius, cu abatere de 0,9 grade Celsius față de munte anuală, 14,8 grade Celsius. Apaterile la fel la temperaturilor maxime au fost pozitive peste minimii multianuale, cu valori mai mari, în luna iulie 2 grade Celsius și în august și septembrie 1,7 grade Celsius. Media temperaturilor minime în perioada 2011-2016 a fost de 4,6 grade Celsius, cu abatere de 0,5 grade Celsius față de munte anuală 4,1 grade Celsius. Abaterile temperaturilor minime, de asemenea, au fost în majoritatea anului pozitive, cu excepția lunii februarie, unde a fost avut valoare minus 0,1 grade Celsius și luna iulie 1,7 grade Celsius. Din punct de vedere al echipului pluviometric, anii au fost curbați în această perioadă în 7 categorii, după cum urmează. Anii agricoli normal 27 de ani, an ploioși 4 ani, an foarte ploioși 3 ani, mai puțin ploioși 5 ani, an secetoși 5 ani, an mai puțin secetoși 6 și an foarte secetoși 4. În această perioadă, frecvența anilor normale a fost era 50% din an, au fost ani normali, an ploioși 7,4%, an foarte ploioși 5,55%, an mai puțin ploioși 9,26%, an secetoși 9,26%, foarte secetoși 7,41% și mai puțin secetoși 11,1%. Media precipitațiilor în perioada 2011-2016 a fost de 479 de milimetri, cu abatere de minus 32,7 milimetri, față de media multe anuală, 541,7 milimetri. A fost un an ploios considerat în această perioadă, anul agricol 2015-2016, cu media precipitațiilor de 575,8 milimetri, iar secetos, anul 2014-2015, cu o medie anuală de 343,5 milimetri. Abaterile precipitațiilor înregistrate la Scda Secuieni au fost în majoritatea anului negative de sub mediile multe anuale, cu excepția lunilor februarie, martie, aprilie, mai și iunie, cele mai secetoase luni, fiind lunile iulie, cu abatere de minus 34,2 milimetri, luna august, abatere minus 30,1 și luna septembrie, minus 15,7 milimetri. Cu excepția de variație a precipitațiilor în această perioadă, anual a fost de 62%, cu variații destul de mari, cuprinse între 43% în luna iulie și 79% în luna septembrie. Indicul de ariditate anual a avut valoare de 28,8, cu variații între 21,8 și 30 în luna septembrie și 39,5 în luna ianuarie. Zonarea plantelor medicinale și aromatice. Prin zonare, vreau să precizez, se înțelege stabilirea zonelor de favorabilitate
Sarbatoarea Plantelor cu cele de ori și animale. Sarele medicinale și aromatice se cultivă cu preponderență în două zone, cum ar fi zona umedă și răcoroasă, cu precipitații cuprinse între 700 și 700 de centimetri în minute și cu temperaturi între 7,5-8,5 grade Celsius, o zonă uscată și călduroasă, cu precipitații cuprinse între 400-500 de centimetri și temperaturi între 10-11 grade Celsius. Zona noastră se află situată între cele două zone, având o precipitații multe anuale de 541,7 mm și media multe anuală a temperaturii 8,8 grade Celsius. Plantele medicinale și aromatice au cerințe moderate față de temperaturile. De temperaturi cuprinse între 18-25 de grade. Față de apă, de asemenea, cerințe moderate, 70% din capacitate a producând, sunt plante heliofile și față de soluri, preferă soluri mijlocii, fertile, cu raport optim apă-aer. Vă rog să-mi permiteți și câteva concluzii. Temperatura medie anuală din perioada 1962-2016 a fost de 8,8 grade Celsius, cu variații de la minus 10,7 grade Celsius media lunii februarie până la 23,5 grade Celsius în luna iulie. Media anuală a temperaturilor din perioada 2011-2016 a fost de 9,9 grade Celsius, mai mare cu 1,1 grade Celsius față de media multe anuală care este 8,8 grade Celsius. Media multe anuală a precipitațiilor din perioada 2011-2016 a fost de 541,7, iar în perioada 2011-2016 media a fost de 479 de milimetri. Și o concluzie finală, condițiile de primarce ale zonei Scda Secuieni sunt favorabile cultivării în urmă foarte mare de specii din grupa plantelor medicinale și aromatice. Rezultă clar și pentru zona noastră tendința de încălzire a vremii. Am putut observa că temperatura medie pentru ultimii 5 ani, respectiv 2011-2016, temperatura medie anuală a fost mai mare cu 1,1 grade Celsius față de media multianuală pentru intervalul 1962-2016. Pe fondul scăderii precipitațiilor, de la 541 de milimetri, cât este suma medie multianuală, la 479 de milimetri pe intervalul ultimilor 5 ani. Dacă la lucrarea prezentată de colega noastră sunt întrebări, discuții, comentarii. Dacă nu, vă propun să-i dau cuvântul doamnei doctor inginer Margareta Naie, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, care, printr-o conjunctură nefavorabilă, generată de plecarea unui cercetător din cadrul unității, care era directorul proiectului de plante medicinale și aromatice în cadrul planului sectorial de cercetare, a fost nevoită să preia conducerea proiectului la începutul celei de-a doua etape, la începutul anului 2016. A coordonat cu succes etapa a doua a proiectului și sper ca să finalizăm în condițiile cele mai bune derularea acestui proiect și să ne realizăm toate obiectivele specifice propuse în proiect.
O rog să ne prezinte rezultatele obținute și activitățile preconizate a se realiza în cadrul proiectului cel de rulăm în intervalul 2015-2018. Vă rog, doamna Mariană. Stațiunea de cercetare de dezvoltare agricolă Sibien este coordonatorul în cadrul planului sectorial al 2020. Numărul proiectului este 241. Anul începerii este 2015, se finalizează în anul 2018. Durata de derulare a acestui proiect este 34 de luni. Valoarea totală este de 862.850 lei. Denumirea proiectului este menținerea biodiversității la plantele medicinale și aromatice, prin conservarea și îmbogățirea colecției de resurse genetice și producere de sămânță din categorii biologice superioare pentru speciile reprezentative zonei de deal și de munte. Obiectivul general al proiectului este introducerea în cultură a unor specii valoroase de plante medicinale și aromatice din flora spontană, străină și autohtonă, în vederea elaborării tehnologiei de cultivare și extinderea suprafețelor cultivate cu aceste specii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt introducerea în cultură a unor plante medicinale valoroase, precum Cassia angustifolia, Dacocevalum moldavica, Malva silvestris și Primula officinalis, întrebuințate în scopul medicinal, stabilirea tehnologiei ecologice de cultură la aceste specii și extinderea suprafețelor cultivate cu aceste plante în vederea obținerii de produse naturale. Al doilea obiectiv este reprezentat prin multiplicarea materialului de înmulțire din categorii biologice superioare la speciile de plante medicinale și aromatice și anume la Silvium marianum și Coriandrum sativum. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Seclă de Zahăr Brașov și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea. În scopul stabilirii unor perici tehnologice la unele specii valoroase de plante medicinale și aromatice au fost amplasate experiențe în trei locații, în condițiile de la stațiunea Secuieni, în condițiile de la Brașov și în condițiile de la Institutul Fundului. În aceste experiențe s-au urmărit stabilirea epocii optime de semănat la speciile Cassia angustifolia, Dragocefalum moldavica și Malva silvestris. Stabilirea spațiului optim de nutriție la speciile Cassia angustifolia, Dragocefalum moldavica, Malva silvestris și Primula officinalis. Și producere de sămânță din categorii biologice superioare la speciile Silvium marianum și Coriandrum sativum. Activitățile propuse în cadrul acestui proiect, pe care noi le urmărim, sunt expuse în prezentul slide. Câteva informații privind importanța acestor culturi. Specia Cassia angustifolia se folosește în medicină. Are proprietăți laxative, frunzele și fructele se recomandă în constipație. Specia Dragocefalum moldavica este o excelentă plantă meliferă, răspândește miros plăcut de lămâie și poate asigura producții ridicate de miere cuprinse între 300-400 kg pe hectar. Din citrat se obține pe cale industrială vitamina A și are de asemenea utiliză și în industria parfumurilor. Specia Malva silvestris se folosește în medicină pentru afecțiune ale aparatului respirator, ale aparatului digestiv, ale rinichilor și pentru vindecarea fisurilor anale și ale hemoroizelor. Se folosește și în cosmetică. Specia Primula officinalis este recomandată în medicină pentru bronșite, pneumonii, tuse, gripă, de copul de nărăvecina, de jubozica plâncului, poate fi folosită la eliminarea pietrelor la vezică. Pentru realizarea obiectivului general, în condițiile de la secuire, s-au experimentat speciile Cassia angustifolia, în condiții de agricultură ecologică, specia Dragocefalum moldavica în condiții de conversie, iar speciile Silvium marianum și Coriandrum sativum
s-au înființat loturi semicere pentru multiplicarea semințelor. În condițiile de la Brașov s-au experimentat speciile Casia angustifolia, Dragocefalul moldavica, Malva silvestre și Primula officinalis. Iar la Fundirea s-au experimentat speciile Silvium marianum și Coriandrum sapid. La specia Dragocefalul moldavica s-a urmărit stabilirea epocii de semănat, experiența a fost monofactorială și s-au experimentat trei epoci. Și stabilirea spațiului optim de nutriție, într-o experiență bifactorială cu doi factori, unde s-a urmărit distanța între rânduri cu 3 graduri și distanța între plante pe rând cu 3 graduri. La speciile Casia angustifolia și Malva silvestris s-a urmărit stabilirea epocii de semănat. Într-o experiență monofactorială s-au experimentat 5 epoci. Primele două epoci au fost înființate în toamnă și următoarele trei au fost înființate primăvara de vreme. La speciile Casia angustifolia și Malva silvestris s-a urmărit stabilirea spațiului optim de nutriție. Într-o experiență bifactorială s-au urmărit factorii distanța între rânduri cu 3 graduri și distanța între plante pe rând cu 3 graduri. La specia Primula officinalis, în condițiile zero la Brașov, s-au urmărit introducerea ei în cultură din flora spontană, aclimatizarea în seră și stabilirea spațiului optim de nutriție într-o experiență monofactorială. Pentru producere de sămânță, la speciile Coriandrum sativum și Silicum marianum s-a urmărit tehnologia de cultivare specifică zonei. La specia Silicum marianum s-a folosit soiul de Prahova, iar la specia Coriandrum s-a folosit soiul Sandra. Pentru recolta de herba a fost necesare în condițiile anului 2016, un număr total de 114 zile. Având nevoie de o sumă a gradelor termice de 1793 grade, iar suma precipitațiilor de 306 mm. Pentru producția de sămânță au mai fost necesare 42 de zile, totalizând pe întreaga perioadă de vegetație un număr total de 148 de zile, cu suma gradelor termice de 2727 grade, iar suma precipitațiilor de aproximativ 340 mm. La specia Casia angustifolia, durata pentru recoltarea pierdei a fost în număr de 79 de zile, iar pentru producerea de sămânță au mai fost necesare un număr de 33 de zile, totalizând pe întreaga perioadă de vegetație un număr de 106 zile, cu suma gradelor termice de 2310 grade, iar suma precipitațiilor de 376 mm. Pentru specia Coriandrum sativum au fost necesare un număr de 117 zile, cu suma gradelor termice de 2851 grade, iar suma precipitațiilor de 327 mm. La specia Silicum marianum au fost necesare o număr de 126 de zile, cu suma gradelor termice de 2324 grade, iar suma precipitațiilor de 322 mm. S-a urmărit de asemenea protecția culturilor de Dragocefalul moldavica și Casia angustifolia, stabilind entomofauna prezentă, și anume, aceasta la sol a fost realizată prin capcane de tipul barber și s-a constatat că pe întreaga perioadă de observație, adică a treia decadă a lunii aprilie până la sfârșitul lunii iulie, un număr de 196 de exemplare, acestea aparținând la 10 specii diferite. Pentru colectarea entomofaunei de plantă, aceasta a fost realizată cu ajutorul capcanelor tip Ball Garden și a totalizat un număr de 26 de exemplare, din care specia Crisopa este încadrată în grupa entomofaunei utile și numai 3 au fost dăunători polifagi.
densitatea speciilor colectate a avut valori cuprinse între 2 exemplare pe metru pătrat ale larvei autografa gamma și până la 11 exemplare pe metru pătrat la specia subcoccinela 24 punctata. Analizând influența ecocii de semănat asupra producției medii de herba la specia Dragocefalul moldavica, s-a putut observa că producția cea mai ridicată a fost obținută la varianta 1 de 40.754 kg pe hectar, iar raportul de proaspăt uscat a fost de 5:1. Pentru producerea de sămânță la această specie, aceasta a avut valoarea cea mai ridicată în varianta asemănată în epoca antică de 1069 kg pe hectar. În urma interacțiunii dintre distanța între rânduri și distanța între plante pe rând, se poate observa că producțiile cele mai ridicate au fost realizate în varianta asemănată în continuu, la distanța de 70 cm între rânduri. La specia Casea angustifolia, producția cea mai ridicată de hierba s-a obținut în varianta a treia, epoca a treia, reprezentată prin a treia decadă a lunii martie, obținându-se o producție de 12.493 kg pe hectar, iar raportul proaspăt uscat este de 3:1. Pentru producere de sămânță la specia Casea angustifolia, producția cea mai ridicată a fost obținută în varianta a treia de 2.798 kg pe hectar. În urma interacțiunii dintre distanța între rânduri și distanța între plante pe rând, se poate observa că producțiile cele mai ridicate au fost obținute în varianta asemănată în rând continuu, la distanța între rânduri de 70 cm. Prezentăm câteva producții obținute la unul dintre parteneri, comparativ cu producțiile obținute la stațiunea Secuieni, și anume, la specia coriandrum sativum, în condițiile de la Secuieni, s-a obținut o producție de 1300 kg pe hectar, iar în condițiile de la Funtura s-a obținut 720 kg pe hectar. La specia Selicum marianum, în condițiile de la Secuieni, am obținut 1400 kg pe hectar, iar în condițiile de la Funtura s-a obținut 1250 kg pe hectar. Pentru popularizarea datelor din cadrul acestui proiect și în urma rezultatelor obținute în primul an de experimentare, s-au efectuat și elaborat lucrări științifice și de popularizare, care au fost prezentate în cadrul a diferite simpozioane. Ca exemplu, am fost prezenți la Simpozionul Național cu Participare Internațională, Plante Medicinale Prezent și Perspectivă, organizat de Centrul de Cercetări Biologice Scda Secuieni, în anul 2016, cu două lucrări științifice. În acest an s-a participat la Târgul Apicol și Festivalul Mierii, organizat la Iași, unde s-a prezentat o tehnologie de cultivare la specia Dragocefalul moldavica. Am participat în acest an la expoziția europeană a creativității și inovării Euroinvent, cu o tehnologie de cultivare la specia Silicum marianum, unde am primit medalie de aur și o diplomă de excelență și, de asemenea, s-au publicat 5 lucrări științifice în volumul omagial dedicat aniversării a 55 de ani de activitate a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni. În cadrul derulării proiectului, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni a achiziționat o serie de utilaje și echipamente necesare pentru cercetare. Ca de exemplu, un motocultor și accesorii, s-a achiziționat o motocositoare necesară pentru cosirea plantelor pentru semințe, o stație meteorologică cu transmisie radio, un aparat în miel pentru determinarea unor indici fizico-chimici, o balanță analitică și un aparat pentru determinarea masei hectolitrice. Consider că pe parcursul prezentării s-au desprins și concluziile. Doresc să fac precizarea că rezultatele activităților din perioada 2015-2016 creează premize favorabile și noi oportunități în desfășurarea ulterioară a proiectului. Conform planului de realizare a proiectului, în vederea obținerii rezultatelor scontate,
În intervalul 2017-2018 se continuă activitățile propuse în cadrul fiecărui obiectiv specific, în scopul elaborării tehnologiilor de cultivare la speciile ce urmează a fi introduse în cultură, Fasia mustifolia, Dragocefalul moldavica, Malva silvestris și Primula officinale, și producere de sămânță în sistem ecologic și convențional la speciile Silvium marianum și Coriandrum sativum, în vederea extinderii lor în cultură. Vă mulțumesc pentru atenție! Aș vrea să fac un mic comentariu după acest expert și vreau să vă spun că ați făcut un lucru extraordinar, că ați ales să lucrați pe coriandru. Până în 1989, România a fost cel mai mare exportator de coriandru din Europa. Drept pentru care, farmacopeea europeană scrie coriandrum românesc. Din nefericire, coriandrum românesc a cam dispărut și atunci faptul că dumneavoastră ați avut două soi cu care noi am lucrat și în anii din urmă, Sandra și Omagiu, Sandra este foarte bun, pentru că la coriandrum este importantă mărimea fructelor, că de mărimea fructelor și avem coriandrum macrocarpa și microcarpa. Sandra este macrocarpa care are un conținut de carbocol de cea mai bună calitate, deci aș sugera în cercetările dumneavoastră să înmulțiți acest coriandru, că sigur va aduce venituri foarte bune pentru stațiunile. Mulțumesc! Doamna director al Băncii de Gene Suceava, doamna dr. Silvia Scăgenu. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mulțumesc dumneavoastră că ne-ați invitat la această întâlnire care are toate atributele unei sărbători. Pentru noi este o sărbătoare, ca tot toate cei tematici pe care ați ales-o, dar eu vreau să o întreb pe doamna, dacă și-a propus, deși prin proiect am văzut acest obiectiv, să conserve în condiții de securitate biodiversitatea valoroasă care reprezintă materialul de studiu din acest proiect. Iar Banca de Cene este dispusă să primească acest material, să păstreze în condiții de securitate pentru generațiile viitoare. Noi nu ne-am venit, dar suntem deschiși să facem acest lucru și ne-am dorit și cu ardoare să se păstreze acest material genetic și pentru viitor, în vederea multiplicării. Nu folosiți, sigur că la activitățile Băncii de Gene din Suceava, vă invităm cu tot dragul să le utilizați și acest material să se afle în siguranță undeva, oricând va apărea un program de ameliorare care necesită un fond genetic. Acest fond genetic să fie undeva păstrat în condiții controlate și oricând să fie pus la dispoziția dumneavoastră a utilizatorilor din ameliorare, din cercetare. E foarte important lucrul ăsta și am vrut să subliniez acest lucru. Și noi îl recunoaștem și suntem într-o colaborare cu instituția pe care dumneavoastră o conduceți. Avem la Banca de Gene depozitate soiurile de cânepă, avem la Banca de Gene depozitate o parte din speciile de plante medicinale și aromatice, sigur, unele dintre ele, cele prezentate astăzi de colega mea, sunt specii noi pe care le-am luat în studiu pentru demularea acestui proiect și cu siguranță vor ajunge în zestrea genetică a Băncii de Gene și a României, sigur. Și poate nu numai. Și poate nu numai, sigur. Și noi vă mulțumim, doamna director. Dacă mai sunt alte întrebări, discuții, domnul prorector, domnul profesor universitar, Teodor Robo. Am zis că să ia cuvântul și un bărbat, pentru că până acum au prezentat numai doamne, au luat cuvântul numai doamne, noi suntem într-o mare minoritate, noi bărbații, vreo 20-30%, cred. Și ca atare am zis că să schimbăm un pic registrul. Eu am apreciat foarte mult pe toate cele trei doamne prezentatoare.
care au arătat lucruri interesante, care au prezentat lucruri de utilitate atât și pentru știință, cât și pentru practica de producție. Legat de ultima prezentare, mai am să vă întreb dacă v-ați propus să faceți analize și privind agenții patogeni sau numai dăunători, până în 2018, până la final, pentru că sunt unele dintre specii care se confundă câțiva dintre agenții patogeni și trebuie să avem în vedere măsurile de... Sau vom merge numai pe varianta ecologică la toate speciile pe care le studiați? Nu suntem la toate speciile varianta ecologică, însă în planul de derulare al proiectului nu am prins și partea de fitopatologie. Am prins numai partea de entomologie pe dăunători. Sigur, atât domeniul, segmentul ăsta, cât și partea de procesare, chiar și dincolo de partea de procesare primară, poate fi subiectul unui nou proiect. Dar am pentru doamna director o întrebare legată de prezentarea ei. Am văzut aici foarte multe realizări pe care le-ați prezentat și care eu cred că sunt prezentate cu modestie, pentru că eu știu că aveți mult mai multe realizări, dar nu era timpul potrivit ca lungimea lui să facem asta. Voiam să întreb ce perspective de viitor aveți dumneavoastră. Că asta e, cred, interesant pentru noi, să știm da. Ce, pe unde... Da. Pentru noi este foarte importantă colaborarea cu IMM-urile și dumneavoastră știți că avem o tradiție. Vreau să vă spun că la sfârșitul lunii aprilie s-a terminat proiectul european prin care noi am determinat adulterinii din suplimentele alimentare și s-a publicat și o lucrare foarte importantă. Și, din nefericire, suplimentele alimentare care sunt pe piața românească și analizate de noi, din 69 de produse, numai 9 aveau ceea ce scrie pe etichetă, restul erau înlocuite cu artefacte, deci cu alte plante care nu aveau nimic în comun. Acest proiect s-a derulat în colaborare cu Planta Burelul. Un al doilea proiect care s-a terminat este un proiect care a vizat studiile pe speciile de Artemisa și a fost în colaborare cu Grădina Botanică de la Chișinău și cu Universitatea de Farmacie de la Zurich. O altă perspectivă a fost realizarea efectivă a unor suplimente alimentare și a unor cosmetice, suplimente alimentare pe care le-am realizat cu Dacia Plant, și mai ales unele produsele cosmetice realizate cu firma Sharp Cosmetic. Din 14 variante au fost puse pe piață 5, deci notificate, se află la vânzare și următoarele 5 produse care înseamnă termocosmetice fac obiectul unui cec de inovare care la ora actuală se află în evaluare. Am lucrat cu Secuieni, zic eu, aproape 40 de ani. Din fericire pentru noi a fost o colaborare mai mult decât profesionistă și elegantă. Ne-am sfătuit întotdeauna, am obținut cel mai bun material de aici. Am venit și noi să vedem câmpurile mai în tinerețe, mai pliveam mai prășu și între timp am mai împătrânit și ne-am mai împuținat. Dar vreau să vă spun că este o mare fericire și un mare noroc ca un centru de cercetare de plante medicinale să lucreze, să aibă colaboratori o stațiune. Și apoi, nu în ultimul rând, aș vrea să menționez colaborarea cu domnia voastră pentru teze de doctorat. Mi-aduc aminte o teză extraordinar de interesantă. A fost a doamnei Cătălina Duțu, care a luat și o medalie de aur. A fost pentru prima dată o provocare și pentru noi, ca cei care facem analizele de fitochimie, să facem fitochimie la speciile de echinice. Era o provocare pe care am dus-o la capăt și noi și colega și stațiunea Secuieni. Deci aș vrea să vă spun că, din acest punct de vedere, cred că suntem simbioza cea mai fericită. Dar vă mulțumesc doar că sunt. Doamna Daniela Mărariu.
specii noi pe care dorim să le introducem. Dacă intenționați să dezvoltați un program de altceva, aveți program de aceste specii pe viitor, pentru că e un material foarte bogat pe care state și e păcat să nu continuați, mai ales că știm că în România este foarte acolo, ne-am propus lucrul acesta. Dacă mai sunt și alte întrebări, doamna profesor de la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Deci, nu, în moment, vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Adevărat, nu-mi propusesem să intervin și eu, dar dacă tot mă simt foarte ca acasă și am revenit în județul Neamț de unde am eu originea, fiind temporar acum, fiind transferată la Bacău, așa, și datorită faptului că am de zile am lucrat și eu pe, la planta și doamna doctor Ghile știe pe vremuri, sunt cu vremuri trecute, trecând în învățământ de timp. Vreau să vă pun și o întrebare, dacă aveți pe viitor o orientare pentru a face un pic de desfacere, eu fiind acum la chimie alimentară, la Ingineria Produselor Alimentare, la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Și datorită faptului că m-am reprofilat pe acest domeniu, pornind din domeniul comun, să zic, vreau să vă întreb și eu dacă pe viitor aveți ambizajați o colaborare și cu doamna, bineînțeles, și cu profesor, în sensul valorificării pentru creare și desfacere pe această, de produse pe această direcție. Pentru că, inclusiv pe vremea pe care am lucrat la el, se desfăceau, se preparau și se desfăceau în condiții absolut naturale, deci fără ingredienții, sucuri de fructe, se, în afară de partea medicamentoasă, care era bază cea vreme, astăzi, mai avem și mici producții pentru uzul alimentar. Dumneavoastră avem materia primă și eco și în toate. Așa este. Sigur, obiectivul nostru de activitate este acela de a introduce în cultură, de a elabora tehnologii de cultivare, de a multiplica materialul semincer din categorii biologice superioare și de a-l valorifica ca și material semincer. Dar, alături de materialul semincer, din experiențele și sortimentul de plante medicinale și aromatice, valorificăm și materia primă obținută. Materie primă constând în herba, în frunze, în flori și în semințe, în funcție de specia de cultură. Nu ne-am propus să facem noi preparate, suplimente, ceaiuri, tincturi, pentru că sunt unitățile specializate. Noi suntem, sigur, noi suntem cei care oferim tehnologia, oferim sămânța și oferim materia primă atât cât dispunem noi de dânsa. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și mă bucur că putem fi gazda dumneavoastră astăzi. Și vă așteptăm și cu altă oameni. Sunt în județul meu și n-am fost. Să sperăm că începutul e promițător. O dată asistență. În programul nostru de astăzi, colegii de la Banca de Gene au solicitat să prezinte o expunere care constă în prezentarea colecției de plante medicinale și aromatice existente în Banca de Gene de la Suceava. Eu cred că expunerea va fi foarte interesantă și vă propun să o ascultăm pe domnișoara Diana Rusu. Poftiți! Lucrez de 15 ani în această instituție, sunt
avem sectorul de colectare și mai în ultimii ani am început să mă ocup încet încet și de colecția de plante medicinale și aromatice. Câteva cuvinte despre instituția noastră, pentru cei care nu știu mai puțin despre ea. Este organizată ca un departament în cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Zărător. Suntem finanțați de Ministerul Agriculturii. Păstrăm în colecțiile noastre un număr de peste 19.500 de probe, care aparțin la 439 de specii vegetale repartizate pe categorii de cultură. Obiectivele noastre sunt explorarea, inventarierea, colectarea de resurse genetice vegetale, partea de evaluare și notificarea acestora și, bineînțeles, conservarea lor pentru a asigura securitatea alimentară, eradicarea sărăciei și protecția mediului. De asemenea, instituția noastră este singura unitate responsabilă de conservare in situ și păstrarea în condiții de siguranță și de depozitare pe termen mediu și lungă a Colecției Naționale de Plante Medicinale și Aromatice. Avem în colecție un număr de 1569 de accesii, care reprezintă 157 de specii din 31 de familii botanice, în cele două tipuri de colecții, de bază și activă, pe termen mediu și termen lung. Cele mai reprezentative familii botanice sunt Asteraceae, Lamiaceae, Papaceae și Umbelifere. Din acest număr de accesii, 64% sunt din toată colecția, sunt din țară de la noi, restul sunt din alte instituții primite din străinătate sau achiziționate de noi direct în bazele de date internaționale. Deci avem un număr de 157 de specii, 1532 în colecția activă, este colecția pe termen mediu, și un număr de 248 de probe în colecția de fază pe termen lung la minus 20 de grade Celsius. Câteva cuvinte despre structura colecției. Marea majoritate a probelor provin de la stațiunile de cercetare achiziționate, în general de la stațiunea Fundulea, de la Secuieni și mulțumim pe această care doamne director pentru că aprobați să primim colecția și de la stațiunea din Bacău. O parte sunt primite de la universități, revii botanice și eu zic că un procent destul de bun, 38,7%, provin din instituțiile de colectare organizate de instituția noastră, atât în țară și în străinătate. Statutul biologic al probelor de plante medicinale de colecția noastră, după cum vedeți, sunt mare majoritate, populații locale, varietăți colectate din expedițiile organizate de noi, dar avem și soiuri, forme ameliorate și ecotipuri naturale. O reprezentare grafică a colecției noastre, mare majoritate, populații locale. Ceea ce privește documentarea colecției, cum am spus, instituția noastră este responsabilă de păstrarea acestor probe în condiții de siguranță, atât pe termen mediu și nu. Avem date de pașaport pentru toată colecția, deci inventarul național, dar și date de conservare și date de pașaport, precum și un farm pentru cele care sunt colectate în instituția noastră, un număr de 1532 de acces. Originea probelor din colecția noastră. Nu am reușit să acoperim toată țara, dar în schimb poate vom reuși. Câteva aspecte din câmpul experimental, activitatea de regenerare și modificare a acestor probe. Voi trece foarte repede. Referitor la proiecte, Banca de Gene a fost implicată doar într-un singur proiect cu plante medicinale și aromatice, care s-a derulat în perioada 2009-2010. A fost un proiect pe Sarbatoarea Plantelor Medicinale. A fost
fost finanțat de Suedia prin programul SIDNE, coordonatorul proiectului a fost Universitatea Zagreb, din Croația. Au fost 12 parteneri. Ca și activitățile proiectului, a fost un studiu ecogeografic și colectare a populațiilor de salvie din fiecare țară parteneră. S-au organizat câte două expediții de colectare în fiecare țară, atât pe partea de material vegetal, colectare cât și de șantioane de semințe, care au fost stocate în colecțiile fiecărei instituții, în plăci de gene. O altă activitate, determinarea compoziției ulei esențial al populației de salvie, s-au luat în studiu 46 de populații de la toate țările partenere, care au fost incluse în analizele biochimice de extracție a uleiului esențial. De asemenea, evaluarea cantității și structurii diversității genetice a populațiilor prin marker microsatelit, 45 de populații au fost incluse în extracția de ulei și analiza acestora. Aceste analize au fost efectuate de partenerul din Croația și analizele statistice care au fost efectuate de partenerul, la fel de partenerul din Croația. Aici vreau să mulțumesc și doamnei Iulia Barbo, a fost colaboratorul nostru la colectarea de material vegetal. Mulțumesc că ne-a primit și ne-a ajutat în acest sens și am vizitat câmpurile de plante medicinale. Aspecte din cadrul proiectului. Ca și priorități pe viitor, referitor la plantele medicinale și aromatice în cadrul instituției, regenerarea și multiplicarea adecvată și în timp util, șantioanelor de semințe pentru a le include în colecția europeană, efectuarea descriptorilor, cât mai mulți descriptori de caracterizare și evaluare, o parte din specii, în area documentării, bineînțeles, pentru maxa pe îmbunătățim calitatea și accesibilitatea datelor privind colecția de plante medicinale, bineînțeles, îmbunătățim și diversificăm colecția prin misiuni de colectare naționale și internaționale, să extindem colecția atât de semințe cât și cea de herbariu. Și, bineînțeles, o mai bună colaborare cu toate instituțiile care se ocupă de plante medicinale și aromatice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnișoară Diana Rusu, vă felicit pentru modul de prezentare, vă felicit pentru ceea ce faceți la Banca de Gene Suceava, apreciez seriozitatea și efortul de care dați dovadă în activitatea dumneavoastră. Dacă referitor la expunerea domnișoarei Diana Rusu, sunt întrebări. Acolo aveți o închibare a procesului enzimatice și întrebarea mea următoare ar fi așa, după ce determinați gradul de viabilitate și dumneavoastră prelevați din nou semințe, acel buletin pe biochimie mai există? Vă mai interesează? Care buletin? Dacă am văzut că ați avut niște analize fitochimice, adică practic, numai sămânța ca atare o conserv, are niște calități, sigur, da? Sigur. Și atunci mă gândeam că dumneavoastră veniți cu ele în câmp după 5 ani, da. Le puneți, vedeți că ele au un anumit stadiu de dezvoltare corect și atunci întrebarea mea este, poate să fie retorică întrebarea, da. Își păstrează aceleași caracteristici biochimice?
Te oferim eu să cestăm 20. Noi nu le păstrăm. Dacă păstrăm, oricum noi informațiile le păstrăm în istoricul fiecărui loc. Și putem face oricând comparația, dar nu întotdeauna când ne ducem în câmp să facem un stoc cu acele semințe. Noi testăm toate acele caracteristici, testăm toate abilitatea. Deci să uitați la proiectele naționale, doamna director, și se sunt proiectele complexe, dar și fix ordinar de bine să putem face ca și și ceva diferit în țară. Nu avem un material biologic diferit. Deci nu are nimeni așa ceva. Și e un material de studiu foarte ofertant. Deci, apropo de tezaurul folcloric, sunteți tezaurul biologic. Da, e foarte important. Suntem foarte deschiși la orice tip de colaborare. Și ar fi extraordinar de interesant. Da, iar rezultatele sunt chiar originale. Iar la pauză, domnișoara Diana Rusu, vă pun în legătură cu colegele mele de la Laboratorul de Ameliorare a Câmpii și de la Plante Medicinale și Aromatice și sunt convinsă că între dumneavoastră se vor stabili strânse legături de colaborare. Încă o dată vă felicit! Doamnelor și domnilor, și acum partenerul nostru cu care am organizat manifestarea de astăzi ne va prezenta câteva date despre obiectul de activitate al Societății Farmacia Naturii și, sigur, modalități de implementare a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare în agricultura zonală, prin Farmacia Naturii. Doamna dr. Iulia Pașcu, aveți cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc, domnilor profesori, domnilor doctori, ingineri, cercetători, aici v-am invitat aici pe toți prietenii mei și vă mulțumesc că ați venit să vedeți unde face inima agriculturii și cât patos se pune la nivelul cercetării. De fapt, trebuie să fim foarte atenți și să ne aplicăm bine ochii, pentru că de aici pleacă siguranța noastră alimentară. Există, iată, niște ochi care sunt foarte exigenți și drastici la ceea ce mâncăm, la ceea ce punem pe masă. Și de aici, dacă n-am avea cercetare în România și laboratoare și oameni care cu atâta dăruire își dedică viața în munca asta de cercetare, cred că ar fi un haos cu tot ce se întâmplă. Noi, firmele, companiile mici, ca Farmacia Naturii, trăim, alegem să trăim în simbioză cu aceste unități de cercetare și să ducem mai departe la oamenii simpli, la micii fermieri, rezultatele cercetării de aici. Eu asta mi-am propus și admir și vă felicit și pe domn profesor și pe domnii cercetători și să vă dea Dumnezeu viață lungă și să pregătiți tinerii. Noi putem să reconstituim Farmacia Naturii ca o mică pepinieră de forță de muncă, întrucât creștem copiii de mici lucrând pe teren, cu dragoste de plante medicinale, dar și cu dragoste de cultură, în general, de culturile care ne hrănesc. Și chiar am aici copii care au crescut odată cu Farmacia Naturii, sunt la facultății de chimie în Iași, care sunt extraordinari. Deja lucrează în cercetare și au proiecte internaționale. Sunt foarte buni. Când aveți nevoie de cadre, apelați și la noi. Farmacia Naturii s-a constituit în anul 2001. Într-un haos de nedescris blocajelor economice, a incertitudinii viitorului pentru unii oameni care nu știau pe ce drum să o ia, să facă lucruri absolut deosebite pentru serii. Deci iată că ne-am constituit în anul 2001 ca o firmă cu, în general, pentru a dărui
produse din natură, cu preponderență din mediul românesc. Și mi-aduc aminte că nu am început activitatea fără să merg la doamna director Ionescu, doctor inginer, care doctor biolog, care m-a îndrumat de la planta Vorel, vă mulțumesc, n-am să uit niciodată la acea întâlnire tainică, cu cât de răbdare m-a felicitat și a spus să merg înainte, pentru că e nevoie de oameni care să facă ca consumul plantelor medicinale să fie chiar o caracteristică a poporului nostru, pentru că fac mult bine. Așadar, în anul 2004 ne-am apucat de cultură în domeniul agriculturii ecologice. Îl cunoașteți pe domnul profesor Roman, că deja începuse timid câteva proiecte cu stațiunea de cercetări legumicole Bacău, cu un îndrumător extraordinar, domnul doctor inginer Stoian Lucian, care m-a ocrotit ca pe un copil mic și mi-a spus că trebuie să muncești mai mult și să faci multe, că poți. Iată, așadar, am început cu un câmp de 4 hectare. Bineînțeles că imediat ne-am certificat în sistem de agricultură ecologică și am considerat că ecologie, pentru că prea multă otravă pe această lume, că după cum vedeți în jurul nostru este multă spoială, dar știm cu toții că omul, noi oamenii, ne-am stricat habitatul în care trăim printr-o poluare exagerată, printr-o poluare exagerată a mediului. Deci am neglijat viața noastră, iar în ultimii 30 de ani numărul deceselor s-au mărit cu aproape 48% și, după cum vedeți un aspect din Indonezia, vedeți câte plasticuri sunt aruncate și câtă mizerie este peste tot, dar nu putem spune că avem aici tineri de la licee care fac voluntariat în parcuri acum la Bacău și au văzut ce înseamnă, cum adună și sunt șocați că sunt coșuri de gunoi și omul aruncă alături hârtia, nepăsându-le că, de fapt, ne afectează viața noastră a tuturor. Este un dezastru. Doctorul Klimbart, cred că ați citit, am citit enorm despre studiile dumneavoastră privind contaminarea oamenilor cu metale grele. Din păcate, este un adevăr, s-a făcut un studiu pe foarte mulți oameni, pe scheletele oamenilor de acum 500 de ani, comparativ cu scheletele oamenilor de acum, ce s-a constatat, că nivelul de depunere de plumb în oase a crescut de 500 până la 1000 de ori față de acum 400 de ani. Deci iată că este responsabilitatea noastră a tuturor să ne aplicăm toată conștiința noastră spre o agricultură ecologică, care este o uniune armonioasă între agricultor și bucata lui de pământ. Aici nu mai este loc de otrăvuri. Trebuie să facem asta în mica noastră grădină, pentru că decizia de a lucra într-o fermă ecologică, sau să-i spunem într-o grădină ecologică, toți avem o grădină în România, nu trebuie să fie rezultatul unei pasiuni, rezultatul unei, că zicem, sunt pasionat de plante medicinale și doar fac o grădină cu plante medicinale, sau dorința, rezultatul dorinței de a câștiga bani, că toată lumea știe că din plante medicinale se fac bani. Nu! Trebuie să fie o acțiune mică, conștientă, dar înglobată, să ne pese că ceea ce facem noi în grădina noastră afectează și altele. Așa trebuie gândit. Motoul Zilei Mondiale a Alimentației în
2014 a tras atenția că fermele familiale, uitați, produc 56% din producția agricolă a lumii. Deci toți care suntem aici putem cultiva ceva pe pământul nostru, să aducem plus valoare în alimentația lumii. Nu se mâncă numai de la supermarketuri, se spune că suntem sănătoși dacă am contribuit la producerea mâncării zilnice măcar 30% cu ce avem noi pus în grădina noastră, la bunicii noștri, la familiile noastre. Sunt câteva aspecte de la uscare. În 2000, mergem mai departe cu prezentarea, în 2007, definitiv am un studiu despre 7 plante care condimentare și aromatice și am terminat o teză de doctorat printre plantele medicinale condimentare care zic eu că ne pot salva viața. La vremea respectivă am scris o carte, Sănătate și Arceți cu 7 plante binecuvântate. Este buzuioc, cu salvia, cimplu, cimplitorul, melisa, menta. Nu intrăm în detalii despre ele, pentru că le-am mai prezentat la momentul respectiv. Am mers mai departe, făcând un brevet de invenție în aromaterapie, pentru că eu așa am crescut acasă, pe pat, în prima parte a vieții, pe pat cu paie și deasupra numai cu plante medicinale care aveau și darul de a alunca insectele. Știți bine că erau foarte mulți purici care ne mâncau. Nu sunteți tineri și n-ați scris acea perioadă, dar iată, am trecut și prin asta și în 2008 am înregistrat deja primele cearuri ecologice la Institutul de Bioresurse. Le vedeți, noi lucrăm totul manual. În cantitate mică, pentru o firmă mică, dar suntem cunoscuți în toată țara pentru că încercăm să facem calitate. Din cele 7 plante am făcut un extract uleios care îl numim vindecătorul, se numește Sal 7, este extrem de mediatizat, domnul academician Ovidiu ne-a dăruit un mare premiu pentru cel mai bun antioxidant a anului 2016 și am fost foarte onorat. Se face la firma Tis Farmaceutici. Ceaiul nostru de viață lungă este foarte cunoscut, este un amestec cu multe plante cu efect antioxidant și este ceaiul de la ora 5 românesc. Cred că mai toți prietenii mei l-ați testat, este foarte bun la gust. Noi am deschis și o ceainărie la Bacău care, din păcate, nu mai funcționează acum. Deci eu m-am condus întotdeauna când puterile m-au lăsat și aproape că eram gata să abandonez, am zis, Iulia, uită-te la furnică. Și am luat-o iar de la capăt. Am luat-o iar cu entuziasm și deși mică, poți face mult în arealul tău de activitate. Și ce am făcut? Ca să vinzi, e ușor să faci, multă lume face, dar este ușor să pătrunzi pe o piață super aglomerată cu produse din China care vin în continuu peste noi. Și ce să mai introduci tu în ceiuleț farmacia naturii, că aproape nu te bagă nimeni în seamă. Dar am beneficiat de Organizația Bioterapie din Cluj, care m-a ajutat extrem, pot să-i aduc un omagiu domnului profesor Manu, care a fost președintele acestei asociații și tot timpul m-a luat cu el și a zis, Moldovianu, hai să facem treabă în lumea asta. Și atunci ne-a trimis să vizităm câteva firme ecologice din Dresda și Hanona. Și am văzut acolo ferme foarte mici și ne-au spus în față acei
fermier. Zice, păi, dar noi am învățat agricultură ecologică de la voi. De la voi și de la ruși. Că uite la pământurile noastre ce amărâte sunt. Voi ar trebui să aveți peste tot asta. Și ne-au mai spus că nu este eficient niciun mijloc de publicitate în afară de a te prezenta direct oamenilor. Și atunci am plecat cum plecau înainte olarii și buznarii cu căruța ca să-și vândă produsele și nu a fost ușor. Credeți-mă că nu este ușor să pleci cu mașina încărcată, să pleci la Arad, la Suceava, la București, la Alba Iulia, la Timișoara. Și ne-am prezentat acolo. Am fost la zeci de târguri, la zeci de expoziții, la zeci de simpozioane, în mici proiecte. Ne-am prezentat cu produsele noastre și cred că au dat rezultat. Deci, iată, dragii mei, că fără muncă nu putem face nimic. Nu pot să noi, domnul academician Ovidiu Bojor, vă transmite un card de salutări, pentru că trebuia să fie și dumneavoastră aici. Din păcate, trebuie să mai este prezent la o lansare de carte în București și n-am putut veni, dar vă transmite cordiale salutări. Ne-a legat și o legătură de rudenie, că Farmacia Naturii se cheamă după prima dumnealui carte, poate știți cu toții. Eu m-am dus să-i cer raportul și așa am rămas prieteni pe viață. Și după aia ne-am și, am avut o legătură de rudenie mai apropiată, prin faptul că l-am cununat de 50 de ani și chiar la Pungărați, a făcut la mănăstirea Pungărați aici la noi. Foarte mult m-a sprijinit și este foarte exigent ca farmacist și mereu mi-a dat, adică mi-a spus verde în față că e bine sau nu e bine. Și a contat foarte mult pentru noi. Vă arăt doar câteva aspecte din când. Mulțumesc celor care sunt aici și aș vrea să ridicăm familia Negru în picioare ca să vedeți. Este doamna care așează Maricica, te rog, fără ea și familia ei. Are 4 copii. Se ocupă de tot ce înseamnă câmpul nostru, fără ea nu aș fi putut face nimic. Copiii ei sunt de excepție. Ancuța va termina o facultate de chimie la Iași și se va întoarce undeva la această muncă pentru alimentația globală. Îți mulțumesc! Și e bine că știi să dăruiești oamenilor cunoaștere, că ea merge pe câmp și le arată la oameni că pot să pună și ei prin grădină câte o plantă care să facă ceai. Fără doamna Aurica, care este la producție, mă rog un pic în picioare. Aurul pământului spun de 10 ori femeie și este un exemplu pentru toată lumea, muncește cât pentru 10 oameni. Dar oamenii aceștia muncesc cu dragoste, adică muncă e prea mult spus muncă, este o dăruire necondiționată. Numai așa putem face agricultură, numai așa. Fără acești oameni nu am fi putut face nimic. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să mergem în continuare. Sunt aspecte din câmpurile noastre când începe recoltarea cu mic, cu mare, copii și părinți. Și voluntari vin pe câmpul nostru. Consider că limbajul naturii este extraordinar, e o cheie a sănătății. Eu mereu mă uit la plante și dacă le ții în mână, cum spunea cineva, și dacă le strivești, ele îți dăruiesc parfumul lor. Este fenomenal, pentru că fitoterapia iubește omul și a fost lăsată de Dumnezeu pentru noi. Trebuie să ne aplicăm cu foarte multă evlavie în fața darurilor zidirii dumnezeiești. Pentru că cerul sărută pământul prin ploaie, iar pământul sărută cerul prin aroma acestor flori.
minunate. A făcut Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea. Am dăruit în acest an această carte semenilor mei, pentru că tot ce am scris în ea este pentru cei foarte bolnavi și cei care vor să-și mențină starea de sănătate până la rândul bătrâneții. Am considerat că este o datorie pentru mine că dacă Dumnezeu m-a adus în contact cu suferința umană de peste 20 de ani și am văzut oameni foarte bogați, plini de aur, care n-au ce face cu acești bani și spun că aș da oricât. Eu vreau să dorm într-un cort, numai să fiu sănătos. Din păcate, pentru mulți este prea târziu, pentru că poate în viața lor n-au băut un ceai. Sunt țărani care, pentru că n-au bani, trebuie să ai și suflet în acea farmacie naturală și să-i spui: Nea Ioane, ești foarte bolnav, nu mai cumpăra nimic că sunt scumpe, dar uite, te duci acasă și iei rost o pască și îți pui acolo pe rana aia. Da. Dar eu nu cunosc rost o pască. Și oamenii ajungi la o vârstă. Deci este o tragedie faptul că țăranii noștri, am scris odată un articol, țărani de foc, țărani de pământ. Țăranii noștri nu mai sunt de pământ cu iile albe, care mergeau la câmp, la cosit, cu dragoste și cunoștea fiecare guruiană și făceau baie în râuri. Sunt țărani de foc cu telefon mobil, cu blugi și care nu se mai apleacă spre plante medicinale, pentru că e mai ușor de luat o penicilină. Mă duc la domn doctor, îmi face o injecție, ce tot atâta pune. Multă lume spune așa, din păcate. Am scris această carte pentru cei care nu înțeleg că trebuie, dacă ești bolnav, trebuie să schimbi atitudinea față de viață. Trebuie să te liniștești, trebuie să te gândești că viața asta este atât de scurtă și trebuie să trăiești altfel decât trăiești. Fără o legătură cu tot ce este în universul acesta. Am scris această carte să o puteți lăsa moștenire la familiile dumneavoastră, pentru că nu știm niciodată dacă o mai pot sau nu reedita. Tot ce este în ea, de 20 de ani, a fost testat. Nu sunt leacuri numai din popor, sunt leacuri a unor mari oameni de știință, ați văzut și aici, nu e nevoie să mai vorbesc, care au fost testate, doar că trebuie citite. Sunt, o prima parte este și pentru, o să auziți în recenzia cărții, care o să facă doamna doctor, inginer, ce să mai spun, care v-a încântat cu toate, doamna Trotuș, cu toate minunățile, tot ce vedeți, am fost aseară la radio și i-am spus, mă întreba doamna reporter, v-a spus că Isă Ienea, ce știu despre ea? Și a spus că doamna este un samurai al agriculturii românești. Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc. Mulțumesc editorului meu, editura Babel, domnul Rusei, ar trebui să vă cunoască toată lumea, poate aveți de editat cărți. Mare seriozitate și foarte ieftin, așa că dacă aveți... trebuia să recurgem și la cei care te sprijină. Întâi a studiat, zice domnul Rusei, cu cât îmi face? S-o studiez, doamnă, a studiat-o și a zis, da, trebuie să ajungă pe masa la toți oamenii. Mi-a plăcut această idee și vă mulțumesc din suflet pentru dăruirea dumneavoastră. Întotdeauna ideal urmărit de medicina naturală populară a fost păstrarea rezistenței organismului, încât că, fără să fim sănătoși, nu putem face nimic, nu ne putem bucura de copii. Nu ne putem bucura de nimic, de nicio realizare a noastră. Țăranii știau asta. Știau că trebuie să aibă copii sănătoși, bărbatul sănătos să meargă la munca ogorului. Dar consider, în toată cartea mea este un fir roșu.
consider că nu poți să fii sănătos dacă nu te liniștești și nu stai la umbra celui atotputernic. Nu se poate, dragii mei. Am văzut asta din propria mea experiență și a altor mii de oameni bolnavi și care s-au făcut sănătoși. Merită să vă liniștiți, iar dacă ați venit azi aici, să rămâneți până la sfârșit să socializăm, pentru că suntem o familie și așa ne cunoaștem, așa ne dăruim unii altora și cu atâta rămânem cu aceste lucruri. În rest, oamenii sunt pe fugă, acum, înainte nu se întâlneau, dar acum nici la telefon nu mai vorbesc, spun că n-am timp. Vă mulțumesc mult că ați venit, vă mulțumesc din suflet și fără dumneavoastră, prietenii mei, această carte n-ar fi fost posibil să se nască. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți la Farmacia Naturii. Dacă sunt întrebări legate de obiectul de activitate a ceea ce este Farmacia Naturii. Dacă nu, așa cum spuneam, astăzi are loc și lansarea cărții. Doamna Iulia Barbu a făcut introducerea. Îmi revine plăcuta misiune de a prezenta o recenzie a cărții Sănătos și fericit, Leacuri din potirul nesecat al naturii, care este cea de-a doua carte elaborată și editată de autor Iulia Barbu. Sigur, pornind de la învățămintele sau de la recomandările lui Hipocrate, că hrana voastră să vă fie leac, iar leacurile voastre să vă fie hrană, omul a apelat la plantele din natură încă de la apariția sa pe pământ, folosindu-le ca sursă pentru hrană și pentru tămăduirea unor suferințe fizice sau psihice. În această direcție a continuat cooperarea dintre om și natură timp de mii și mii de ani, cu rezultate deosebit de bune. Omul care se cunoaște pe sine, din punct de vedere al stării de sănătate, poate acționa direct pentru a-și întreține armonia în corp și pentru a asigura remediile cele mai eficace împotriva unor boli posibile. Unul din aceste remedii îl constituie plantele din natură, la care omul a apelat cu speranța că acestea vor putea să-l scutească de suferințe. Dacă în prima carte, intitulată Sănătate și arginți prin folosirea și cultivarea a 7 plante binecuvântate, autoarea ne îndemna să restabilim legătura cu natura, să restabilim echilibrul natural al organismului nostru și să eliminăm substanțele chimice ingerate odată cu medicamentele, în această a doua carte, Sănătos și fericit, autoarea ne transmite nouă, dar și generațiilor viitoare, principiile și remediile medicinei naturale, așa cum le-a verificat și aplicat în îndelungata sa practică de fitoterapeut. Remediile terapeutice, specifice medicinei tradiționale, pot veni în sprijinul semenilor, contribuind la creșterea vitalității și păstrarea sănătății, începând încă din copilărie și până la adânci bătrâneți. Rolul medicului fiind în viitor acela de educator, spune autoarea, citindu-l pe doctor Iarvis.
Munca lui nu va fi cu nimic mai ușoară ca până acum. S-ar putea să fie mai complexă, deoarece este mult mai greu să păstrezi sănătatea omului decât să-l îngrijești pentru a-l vindeca de o boală. În lucrarea de față, intitulată Sănătos și fericit, leacul din potirul nesecat al naturii, autoarea ne îndeamnă să restabilim echilibrul natural al organismului nostru prin consumul de produse naturale în detrimentul produselor rafinate, extracte și concentrate, care conduc la schimbări metabolice. Lucrarea este structurată în 5 capitole, cu numeroase subcapitole aferente fiecărui capitol și totalizează 310 pagini. În primul capitol, intitulat Cuvinte pentru hrana sufletului, căi și mijloace la îndemâna noastră pentru a trăi un trai bun pe acest pământ, autoarea prezintă o serie de date referitoare la starea de sănătate a trupului și sufletului ca un dar de la Dumnezeu, iar boala ca plată a păcatului, citând din învățăturile biblice. Îmbunătățirea stării de sănătate sau dobândirea ei, spune autoarea, are la bază principii, legi, reguli nescrise, pe care, respectându-le, omul poate trăi în armonie cu legile Universului și cu semenii lui. Starea de sănătate a trupului și sufletului este generată de nivelul de fericire al individului, care este o parte, sau care este în parte, o reflectare a succesului pe care îl avem fiecare dintre noi în relațiile cu semenii. Așadar, sensul acestui capitol este să fie mesagerul speranței, să arate că există zeci de oameni pentru care Dumnezeu înseamnă calea, libertatea, adevărul și viața și că de la ei putem învăța fericirea. Fii deschis în fața mesagerilor speranței. Îți vei păstra sănătatea trupului și sufletului, ne îndeamnă autoarea. Cel de-al doilea capitol, intitulat Doctor Invers, Plantele Pământului, prezintă un scurt istoric al folosirii buruienilor de leac. Singurele medicamente utilizate odinioară, relatând despre relația dintre om și plante, legături care aduc informații valoroase și inspirate în toate domeniile vieții. În acest capitol sunt prezentate numeroase specii de plante utilizate în medicina naturală, a căror denumiri populare și științifice sunt asociate unor sărbători creștine, tradiții populare, evocând capacitatea acestora de a asigura calitatea de protecție pentru utilizatori. În capitolul 3, intitulat Corpul fizic, disfuncționalități și sfaturi utile pentru echilibru interior, se face o referire la o serie de afecțiuni ale aparatului digestiv, respirator, excretor, circulator și ale sistemului nervos și endocrin, prezentând unele suplimente naturale indicate în vindecarea lor, pornind de la învățăturile lui Galeniu, arătând că natura vindecă 3/4 dintre bolnavi și de la faptul că, dacă sperăm să ne conservăm ca specie biologică, dacă dorim să trăim în demnitate și să ne împlinim destinul individual și social, trebuie să trăim în armonie cu natura. Ea este maestru tuturor maestrilor, așa cum spunea la un moment dat Goethe. În acest capitol sunt prezentate efectele unor plante în calmarea afecțiunilor, sunt prezentate modul de utilizare, rețete și diete alimentare,
preluate din literatura de specialitate, din tradiția populară și din observațiile și experiența autoarei, din practica fitoterapeutică, de la Farmacia Naturii, a cărei fondator și coordonator este. Capitolul 4, intitulat Alimente care ajută organismul să-și repară forțele, prezintă sursele de vitamine atât de necesare organismului. Prezintă diferite moduri de regim alimentar și rolul acestora asupra menținerii sănătății și a vitalității organismului uman. Informațiile din acest capitol, fiind selectate din literatura de specialitate, concluzii ale unor studii și cercetări de la diferite școli de medicină din lume. În capitolul 5, intitulat Boli grave ale omenirii, cauze și sfaturi în lupta cu ele, se prezintă adevărata definiție a bolii după diferite școli de medicină, concluzia fiind că boala începe atunci când țesuturile noastre alcaline devin acide și când energia pozitivă se transformă în energie negativă. Acesta este momentul declanșării bolii. În acest capitol, autoarea prezintă rolul unor factori care conduc la apariția dezechilibrelor în balanța acid-alcalin. Simptomele acidozei, plante și alimente ce se pot folosi în lupta cu bolile grave. Sunt descrise, alături de modul de preparare și utilizare a unor infuzii de copturi, tincturi, unele produse, precum și un produs, a cărui concept aparține autoarei. Este vorba de produsul Salul 7, denumit și Vindecătorul, care cumulează efectul a 7 plante biblice cu proprietăți antivirale, antibacteriene, antifungice și antiparazitare. Produsul se încadrează în grupa produselor adaptogene. Capitolul include și unele remedii populare, recomandate de tradiția diferitelor școli de medicină naturală, utilizate în menținerea sănătății sufletului, dar și asupra unor boli grave. Capitolul se încheie printr-o argumentație finală, în care autoarea precizează că plantele sunt ca și noi, o parte din viață. Ele abia așteaptă să ni se dăruiască spre folosul trăirii în fapte bune pe acest pământ, unde suntem cu toții oaspeți ai zidirii lui Dumnezeu. În final, cartea se încheie cu o notă în care autoarea atrage atenția cititorilor asupra importanței plantelor în lupta împotriva bolilor. Asupra faptului că această carte este scrisă doar în scopuri informaționale și asupra faptului că înainte de a face schimbări de dietă și sau stil de viață, trebuie neapărat să consultăm medicul de specialitate. Cartea conține numeroase învățăminte ușor de aplicat, care contribuie la menținerea stării de sănătate, învățăminte preluate din consultarea și selectarea unui vast material bibliografic, înserat în final la capitolul Bibliografie, dar și din constatările proprii ale autoarei, rezultate din practica fitoterapeutică de peste 25 de ani de experiență. Autoarea mi se adresează nouă. Dragă cititorule, ții în mână o carte călăuză pe drumul cunoașterii și folosirii plantelor medicinale, verificate de specialiștii lumii, medici, biochimiști, ingineri, farmaciști, cercetători, în căutările lor de a tămădui ușor semenii.
iercurile pământului, folosite cu credință și cu știință, vor însănătoși pe cei bolnavi și vor înțelepți pe cei sănătoși. Lucrarea se dorește a fi un îndrumător util celor care vor să cultive plantele medicinale și aromatice, celor care doresc să le valorifice, dar mai ales celor care doresc să-și mențină sănătatea și vitalitatea trupului și sufletului. Doamnelor și domnilor, dar cine este autoarea? Ce face la Farmacia Naturii? Tocmai ne-am prezentat. I-am cerut câteva date autobiografice. Mi le-a trimis sub înscrisul despre mine. Am constatat că s-a călăuzit în viață până în prezent după Cartea Trăitului Sănătos și că apreciază că lucrurile materiale pierdute mai pot fi recuperate. Dar e un lucru care nu poate fi recuperat odată pierdut. Și acela este viața. Autoarea ne spune, m-am născut într-o zi de vară, 1 iulie 1961, într-o familie jumătate agricultor, jumătate intelectual. Tata profesor, mama țărancă din Răzești în Stăriți. Pasiunea mea de copil s-a ascult bătrânii satului pe care îi ajutam cu drag și să cutreier dealurile, pădurile, lungile râurilor, intuind încă de pe atunci că ascund taine sacre ce trebuie descoperite. Am fost dăruită cu veselie și disponibilitate pentru trudă și iubire față de tot omul. Adolescentă fiind și experimentând o plimbare prin oraș, am realizat că toate sunt pe dos. Pe străzile clocotite de nebunia grabei oamenilor, că nu există aer, că nu sunt dealuri, că nu sunt case, că nu cântă păsările și oamenii sunt foarte triști și nu vorbesc unii cu alții. Am jurat că mă voi întoarce la sat și voi trăi acolo. Am plecat la Cluj. Acolo, spunea tatăl meu, e Occidentul. Am absolvit o facultate de agricultură. Am învățat de la oameni minunați să fiu punctuală, să dau totul în meseria mea, să am răbdare, să fac ordine în mine și în afara mea. Am învățat să fiu eu. Am plecat către mare, la Turcia. Am experimentat marea agricultură și am trăit ororile comunismului. Am fost arestată de Ion Dincă cu toată conducerea IASE-ului. Această întâmplare m-a pregătit pentru viață și am avut o înțelegere mult mai profundă a lucrurilor. Am lucrat 11 ani la IASE Sarscut ca șef sector chimizat. Am lucrat după Revoluție la Direcția Agricolă Bacău ca șef serviciu la Oficiul Județean de Consultanță. Acolo ne-am cunoscut noi două, de acolo a început colaborarea cu stațiunea Secuieni. Apoi ca director la Asociația pentru Agricultură și redactor șef la ziarul Pământul Nostru. Capitalismul nu era chiar ce credeam eu în visele mele, libertate. Căutând libertatea, în anul 2001 am înființat propria mea firmă, Farmacia Naturii. Am venit în contact direct cu suferința umană. M-am decis să fac mai mult. Să fac educație, cultivare, cercetare, consultanță. Am editat revista Farmacia Naturii, m-am înscris la doctorat, am obținut un brevet de invenție în aromaterapie, am derulat proiecte de cercetare ca partener cu stațiunea Bacău, mentor, avându-l pe domnul doctor Lucian Stoian. Am notificat o serie de ceaiuri ecologice pe care le producem la scară mică, am participat la sute de târguri, am scris o carte, Sănătate și arginți prin cultivarea a 7 plante binecuvântate, fac voluntariat la bolnavi de cancer, mă ocup de tineri care doresc să investească în agricultură. În toată activitatea mea l-am avut alături pe domnul academician Ovidiu Bojor. Sunt mama a 2 copii minunați, soție fericită și încă copil, căci mai am părinții în viață.
Mă consider o norocoasă că am foarte mulți prieteni pe care îi iubesc și îi prețuiesc. Nimic deosebit. Sunt un om obișnuit ce trăiește între oameni speciali. Mai zicem că sunteți un om special. Doamnelor și domnilor, felicit autoarea pentru lucrarea elaborată, pentru pasiunea, efortul și dăruirea pe care o manifestă pentru cultivarea și mai ales pentru utilizarea plantelor în general și a plantelor medicinale și aromatice în special pentru păstrarea sănătății și vitalității semenilor săi. Îi doresc multă sănătate, putere de muncă, realizări și împliniri în viitor. Îi mulțumesc pentru colaborarea cu colectivul Stațiunii de Cercetare de Dezvoltare Agricolă de la Secuieni. Iar pentru această carte, a cărei recenzii am prezentat-o, intitulată Sănătos și Fericit, Consiliul de Administrație al Stațiunii Secuieni, întrunit în ședința din luna iunie, îi conferă diploma de excelență, însoțită de urările noastre și succese pe mai departe. Vă felicităm încă o dată, vă dorim mult succes!